Bine ai venit, sunt medicina sufletului și te invit într-o meditație frumoasă, la malul mării. Sper ca din această călătorie imaginară să ieși mai încărcat cu pozitivitate, cu gânduri frumoase, plini de siguranță, de iubire și de energie curată. Alegeți un loc în care știi că nu te poate deranja nimeni în următoarele minute. Poți sta pe scaun sau întins, cum îți este mai confortabil, și relaxează-te, închide ochii, respiră, inspiră liniște și calm, expiră stres și încordare. Inspiră pozitivitate, expiră negativitate. Inspiră speranță, expiră deznădejde. Inspiră iubire, expiră teamă. Inspiră siguranță, expiră îndoială. Inspiră energie pură, expiră tot ceea ce nu-ți mai folosește. Respiră. Imaginează-ți că stai pe nisip la mare. Ai rămas singur pe plajă și privești limpezimea mării. Nisipul este încă fierbinte, deși soarele se îndreaptă către apus. Sunetul pescărușilor este singurul care tulbură liniștea infinită a plajei pe care te afli. Câteva scoici sunt măturate ușor de apa care vine și pleacă cu o precizie matematică. Urme ale pașilor, mai mari sau mai mici, au rămas însă amprentate în nisipul umed, mărturia celor care s-au bucurat aici de o zi însorită. Vântul reușește să înnoade panglicile unei pălării uitate pe zidurile unui castel sculptat în nisip, dar și să frunzărească filele unei cărți cu coperte colorate, o garanție că posesorul sau posesoara acestora va veni și mâine. În curând, observ cum, ușor, ușor, lumina zilei devine din ce în ce mai slabă. S-a înserat, iar soarele a predat deja ștafeta a lunii. O privești. Este mare și frumoasă. În transparența ei pare un cristal uriaș, care împrăștie raze strălucitoare de jur împrejurul cerului presărat cu milioane de stele. Asemenea unor milioane de ochi de străjer care te privesc acum din cerul indigo, regatul în care domnește împărăteasa de cristal. Deși studiezi atent cerul, vezi cum nisipul începe să strălucească din ce în ce mai tare. Parcă e o zăpadă în lumina lunii. Tălpile tale încep și ele să se umple de lumina aceea, care urcă. O privești cum urcă mai departe prin picioare, prin coapse, torace, umeri, gât, cap. Toate celulele tale respiră acum în acea lumină fantastică. Tu însuți începi să radiezi lumină, din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult, până constați cu uimire că lumina ta se întrepătrunde cu a stelelor pe care le priveai mai devreme.
Tu însuți începi să te simți asemenea unei stele pline de energie. Gândurile tale sunt limpezi și clare. Tot trupul tău este încărcat cu vitalitate și respiră magia acestei nopți minunate. Da, este noapte. Zâmbești și mișcarea ta pare un dans pe bolta cerească alături de toate celelalte stele. Auzi vocile acestora și nu ți se pare? Sunt glasuri cristaline încărcate cu vibrația întregii galaxii. Râsete ce par copii jucându-se, te încarcă cu bucuria lui a fi. Te simți recunoscător pentru că ești aici. Te simți o ființă unică și pentru prima dată realizezi că nu mai există un alt eu în afară de tine. Lumea începe și se sfârșește cu tine. Te simți copilul universului, te simți copilul stelelor, protejat. Ești în perfectă siguranță și nici nu ai fost vreodată altfel. Te simți perfect echilibrat și puternic, liber, plin de armonie. Acum poți să-ți dai seama că toți și toate sunt interconectate prin iubire. Ești tânăr și fără vârstă, iar când luna își oglindește toată măreția în apa mării, înțelegi că ești ghidat spre a te scălda în apa curajului și a puterii. Te lași ușor în marea mătăsoasă, care te primește cu bucurie, îmbrățișându-te lichid. Nu trebuie să înnoți, căci marea te-a primit în familia ei, dându-ți aceeași hăinuță. Da, acum ești una cu marea, iar flexibilitatea schimbărilor prin care treci nu te surprinde. Mintea ta este deschisă ideilor creative, ești intuitiv și sensibil. Marea te conduce la mal, lăsându-te ca pe un dar prețios. În aceeași poziție în care te aflai atunci când ai început neobișnuita călătorie. Da, ești în aceeași poziție, însă cu deplin acces la înțelepciunea propriului tău suflet. Acum știi că tu alegi ceea ce vrei să fii. Acum îți dai voie să primești ceea ce e mai bun pentru tine. Acum înțelegi ghidarea universului. Ești motivat și inspirat. Ești entuziast de tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Pentru că știi că orice s-ar întâmpla în viața ta este spre binele tău superior. Pentru că știi în adâncul sufletului tău că inteligența divină este și va fi mereu în tine. Ești bogat, da. Te întinzi și respiri. Respiri libertate și iubire. Respiri recunoștință și pace. Respiri grație și putere. Respiri curaj și armonie. Respiri echilibrul și viața. Când dorești, poți să deschizi ochii. Ești în deplină siguranță și perfect echilibrat.